Bro, deși săptămâna asta nu prea am mai postat nimic pe acest canal în afară de acest video cu Naruto, trebuie să mă scuz în fața voastră, cei care urmăriți Naruto, bineînțeles că este și o postare pe comunitate în care explic situația. Pe scurt, îmi schimb locația, mă mut din locul unde locuiesc actual și este foarte greu să muți tot de la accesorii, tehnologie, calculator, internet, etc. Așa că săptămâna trecută, respectiv săptămâna aceasta, sunt puțin mai seci, în afară de seria clasică Naruto, care este ușor de făcut, pentru că, bine, ușor în limita bunului simț, pentru că, domne, ai manga aici pe ecran, citești ce se întâmplă manga și doar editezi cu câteva imagini. O muncă de câteva ore o faci într-o seară, două și aia este, în timp ce alte seriale pentru a le viziona și a le face sunt mai greu de difuzat. Înainte de asta, anunț că urmează Umbre, urmează Groapa, plus încă două serii speciale pe care le-ați văzut în finalul Naruto, pe care nu le mai menționez acum. Dacă n-ați văzut acolo, îmi ceri milioane de euro scuze. Așa că, astăzi, dăm drumul la un nou episod din Naruto. După ce fratele nostru Sasuke-ul l-a detonat intenționat, voluntar, involuntar pe fratele nostru Deidara, ne întoarcem puțin la origini. Kishimoto a scris o parte separată de manga despre legendarii Sanin. Așa că despre asta vorbim și noi. Se prezintă o echipă de trei: Tsunade, Jiraiya și Orochimaru, când erau ei copilași. De-al treilea Hokage, Hiruzen Sarutobi, le dă testul cu clopoței. Un test făcut de Minato, Kakashi, un test epic transmis din generație în generație în Konoha. Bineînțeles că Jiraiya al nostru, un disperat și jumătate, spune că, domne, sunt doi clopoței, o să iau eu unul și unul ți-l dau ție, Tsunade. Bine, Jiraiya, dacă nu o să pierzi, nu mă freca la icre pe mine, te rog. Asta spune Tsunade. Exact ca și Naruțelul în viața lui epică, Jiraiya sare direct la bătaie la Hiruzen, însă Hiruzen este pregătit și îl păcălește cu o capcană. Tot în carte și, bineînțeles, și varianta manga, nu ni se prezintă ce se întâmplă cu examenul. Dacă Jiraiya vor lua clopoței, probabil vor lucra în echipă ca la Naruto, aceste detalii nu sunt prezentate absolut deloc. În continuare, suntem transportați într-un moment de antrenament în care Hiruzen le arată Summoning Jutsu. Jutsul de sumonare pe care îl știți cu toții din toate părțile și seriile, pe care îl fac aproape toți, deși inițial îl făceau decât 1-2. Mă rog, irelevant acest aspect. În continuare, Jiraiya arată din ce în ce mai mult ca Naruto și nu știe nimic, zice că e tare, că vrea și el. Până la urmă, Hiruzen îi explică, pentru a avea un contract cu un animal trebuie să fii unit cu acel animal și trebuie să vrei acel animal și el să te vrea pe tine. Bine, și să mai înveți să folosești ceaca. Exact ca la Naruto. După vorba asta lui Hiruzen, Jiraiya a luat o razna și vrea să învețe chakra, să se concentreze, să fie puternic, însă o cam dă în bară, exact ca și Naruto. Și în acest moment, Jiraiya își amintește că Tsunade i-a spus că nu vrea să fie cu un pervers ca el și că mai bine ar fi cu Orochimaru. Da, și de aici încolo, Jiraiya nostru se motivează să devină cel mai mare ninja pentru a o cuceri pe Tsunade. Și cum Dumnezeu îți dă și nu-ți bagă în traistă, Jiraiya începe că da, nu doar atât, vreau să iau toate fetele, nu doar pe Tsunade. Neexistând un contract, Jiraiya face Summoning Jutsu și ajunge el pe muntele Myoboku, unde îl vedem pe Gamma Bunta, tânăr și în putere. Now that's the way you do it. Human child. Think that a human would Myoboku. Aici ajunge la acea broască bătrână, mamă, deci broasca asta era bătrână și atunci. Ajunge la acea broască bătrână dus de Gamma Bunta și îi se spune despre profeția copilului profeției, mai exact, și anume că într-o zi va apărea un copil care va salva lumea. Inițial se crede că este Jiraiya, dar Jiraiya spune că nu este el și că va găsi el copilul profeției într-o zi. Oh, doamne. Jiraiya rămâne pe acolo o perioadă și se antrenează pentru a deveni un sage. Nu o să spun eremit sau celelalte denumiri în limba română, pentru că nu pot, mi se pare stupidă explicația. Îmi pare rău pentru ceilalți creatori de conținut de pe YouTube dacă îi jignesc, pentru că nu voi folosi cuvintele de genul, dar prefer varianta sage.
Așa că Jiraiya crește și devine un sage, să zicem, perfect în mintea lui. La o perioadă destul de mare de timp, Jiraiya deja este un adolescent spre adult, este chemat iarăși la marele lord bătrân al broaștelor, unde îi se spune că nu el este copilul profeției și de fapt va găsi el copilul profeției. Nu doare capul cu ăsta. Din momentul acela, conflictele între state au început foarte repede, nu este încă război, dar Jiraiya, fratele nostru, pleacă în lume să-și găsească destinul. Bă, a plecat cam ca Sasuke, doar că nu pentru răzbunare. Să găsească copilul profeției, se apucă de scris, nuvele, romane și totul merge perfect. Până într-o seară, când într-un bar, restaurant, ce n-ai bea acolo, un nene face scandal că nu-i convine că n-o să plătească. Până la urmă vrea să bată și să facă scandal. Jiraiya nu se poate abține. Exact cum am zis, Jiraiya sare la bătaie. Însă, din fericire, păcate, tipul ăsta e foarte prost și doar își plânge de milă și nu vrea să se bată. Așa că Jiraiya o dă la pace și discută despre viață. Tipul ăsta, fiind și el tot un shinobi, exact cum constată și Jiraiya, stau ceva la vorbă, vrea pace, Jiraiya începe să creadă că ăsta e copilul profeției. Cam mare pentru a fi copilul profeției Jiraiya, dar bine, crezi ce vrei tu. Până la urmă, Jiraiya îl întreabă, băi, fii atent, cum ai oprit tu această luptă, aceste războaie? A, nu se poate. Gata, Jiraiya, ți-a închis canalul, gata, la revedere. Un tip din Fugakure, ceva de genul, atacă acel sat micuț cu oameni pașnici și Jiraiya ține morții să-i apere. Când tipul ăla are posesie totală asupra Jiraiya și zice că îl va omorâ, de fapt era o clonă și Jiraiya îl înjunghie. Până la urmă, Jiraiya zice că, bă, viața mea poate este să pregătesc revoluționari, nu ninja, dar hai să vedem ce mai urmează în viață. Imaginile acelea sunt despre Tsunade când și-a pierdut și fratele și iubitul. Despre asta am mai discutat și vom face un video când va veni momentul și despre asta, dar noi aici ne concentrăm pe cartea despre Jiraiya. Bine, nici cartea nu se concentrează foarte mult pe Tsunade pentru că vine partea a doua din această carte, o să vedeți. În continuarea poveștii în timpul războiului, băieții noștri Orochimaru, Tsunade și cu Jiraiya se întâlnesc și se luptă cu Hanzo, liderul satului ascuns în ploaie și unul dintre cei mai puternici ninja în viață în acel moment. Și așa au apărut legendarii cei trei Sanin. Hanzo i-a numit în schimbul vieților, i-a întrebat numele. Orochimaru, Jiraiya și Tsunade. Au apărut cei trei legendari Sanin. Însă, povestea nu se termină aici, deoarece Jiraiya a mai avut câteva chestii de rezolvat înainte să-și scrie cartea. Give me some food. Your parents killed by ninja. Agato, Konan, they're okay. Războiul terminându-se, în drum spre satul ascuns în frunze, găsesc acești 2-3 copii. Inițial doar unul singur are curaj să vină în față, în timp ce ceilalți se ascund. Acesta este Yahiko. This is a gift for teach us ninjutsu. Kids, I kill them. Now for Orochimaru. I'm gonna stay here and look. Și așa, fratele nostru Jiraiya hotărăște să rămână cu acești copii pentru a-i antrena să devină o echipă ninja. Răutatea lor Orochimaru de a-i vrea să-i omoare, să zicem că Tsunade n-a zis nimic, dar Jiraiya a spus că nu și că trebuie să îi protejeze pe acești trei copii. By the way, numele lor sunt Nagato, Uzumaki, Yahiko și Konan. Jiraiya antrenează, învață câteva tehnici, mai ales Fire Style, pe Konan învață ceva super tare, însă într-un moment... Renegade Shinobi attacked us. Fratele nostru Nagato, când au fost atacați de ea să le ia mâncare și să-i omoare, i-a killerit fără nici măcar o problemă, făcând ceva epic, trezindu-și Rinneganul. Acum, discutând despre puterile vizuale ce știm și noi din cărțile Naruto și din serial, Rinneganul nu apare așa ca Sharinganul, este o evoluție a puterii Sharinganului, dar Jiraiya, neștiind chestia asta, crede că Nagato este copilul profeției. Bine, acum între noi fie vorba. Cine n-ar crede că Nagato e copilul profeției când vede că deschide niște ochi mitologici, Rinnegan care
e cel mai pur ochi nebunii de-astea, adică așa e, aici arată firea. Până la urmă, Yahiko spune că va dori să fie cel mai puternic și să fie apărătorul lor. Yahiko pleacă, Conan pleacă, bineînțeles că Conan este îndrăgostită de Yahiko, pentru că așa se întâmplă mereu. Băiatul nostru, Nagato, stă de vorbă cu Jiraiya și îi spune că nu știe ce s-a întâmplat acolo, că și-a ieșit din minți, și-a pierdut controlul și pur și simplu ea l-a omorât pe acel ninja, mă rog, pe acei ninja, că erau mai mulți, și cam asta a fost toată povestea. 3 ani au trecut de când băieții ăștia 3 au început antrenamentul, Jiraiya a hotărât să plece în sfârșit acasă în Konoha. Băieții sunt supărați că îi lasă baltă, însă decid să se numească Team Jiraiya. Ninja War. Summoning Jutsu! Three-way deadlock, cele 3 sumonări, Katsuyu, Gamabunta și Manda. Cele 3 sumonări ale celor 3 sanin, un moment epic care rămâne în istorie. Am spus adineauri că războiul s-a terminat. Nu, așa a crezut Jiraiya datorită lui Hanzo, care a spus că Konoha va câștiga războiul, deja gata, totul este în regulă. Însă Jiraiya se întoarce după 3 ani acasă, unde războiul continuă, continuă și iar continuă. Vine să-și ajute colegii pe Tsunade și Orochimaru pentru a câștiga cel de-al 3-lea război mondial Shinobi. Greșeala mea este că am spus că este al 3-lea război, dar de fapt este al 2-lea război mondial Shinobi. Continuând cartea și povestea, Jiraiya primește un mesaj de la o broască în care i se aduce la cunoștință că Yahiko, Nagato și Conan au fost uciși în finalul războiului. Din păcate, și-a pierdut echipa, și-a pierdut cei 3 oameni în care a avut cea mai mare încredere că vor aduce pace în lume. Jiraiya este devastat de acest lucru și de aceea cei 3 sanin stau de vorbă și discută despre ce vor ei să facă în viață. Jiraiya spune că își va reîncepe călătoria pentru a-și găsi studentul și pentru a găsi copilul profeției. Orochimaru spune că nu-i pasă de chestiile astea și că el va vrea să aibă toate jutsurile din lume, să le poată face, poseda, verifica, ați înțeles voi ideea. Tsunade îi spune lui Jiraiya și lui Orochimaru, băi, chiar dacă veți face asta, inclusiv tu, Orochimaru, nu ești nemuritor, nu veți putea să țineți asta mult timp, în timp ce Orochimaru spune, aș vrea să nu fie așa. Adică Orochimaru tocmai a dat un spoiler că va deveni nemuritor. Asta se întâmplă. Până la urmă, Jiraiya pleacă din sat pentru ultima dată înainte de întoarcerea în seria noastră. Tipul ăsta îi spune lui Jiraiya că, dacă vă amintiți cine este, suntem înapoi în același sat, în trecut, unde Jiraiya s-a certat cu acel individ și l-a omorât pe acel ninja asasin. Întors acolo, din nou se repetă povestea, un asasin atacă și Jiraiya de această dată luptă în echipă cu acel ninja pe care îl întrebase dacă va reuși să aducă pacea și a crezut că este copilul profeției. Însă, ninja rebel, cel care este trimis să omoare asasinul, spune că cât timp va exista Shinobi, vor exista lupte, nu va fi niciodată pace. E, că e un blestem. E, Jiraiya spune că o să rup acest blestem și oriunde este pacea în lume, o voi găsi o dată pentru totdeauna. În momentul în care Jiraiya trebuia să-și spună numele, suntem transportați undeva la 10 ani, 20 de ani diferență de acea parte cu Minato Namikaze, elevul lui Jiraiya și copilul profeției. Jiraiya îi spune că, băi, îmi citești cartea că sunt mândru de tine, că ce tare. Până la urmă, Minato îi spune că foarte mișto cartea, sensei, dar asta mai poate fi modificată, dar cartea în general este foarte bună. Bun, pentru cine știe povestea și înțelege, știți deja titlul acestei cărți. Deci, faceți corelația, cei care nu ați văzut Naruto, nu ați citit manga, Minato Namikaze, cel de-al 4-lea Hokage, este tatăl lui Naruto. Ni se dă chestia asta într-o carte. Deși noi poate în principiu ne-am prins din trecut sau poate nu. Sincer să fiu, când m-am uitat inițial prima dată la Naruto, nu m-am prins din prima că Minato ar putea fi taică-su. Bine, nu știam că îl cheamă Minato inițial. În povestea cu Obito am aflat că îl cheamă Minato. Dar asta discutăm în alte circumstanțe. Cartea se termină aici, cu Minato și Jiraiya vorbind, cerându-i permisiunea să-și numească copilul după eroul acestei cărți, al cărui nume este Naruto, și totul se termină cu bine.
Bineînțeles, Kishimoto aici ne lasă o continuare a cărții, care a apărut în urmă cu, cred că 6 luni, un an, ceva de genul, numită Minato Story sau ceva de genul, pe care o vom face, bineînțeles, după ce terminăm povestea Shippuden. Așa că vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest video, poate un pic mai scurt, pentru că exact cum am spus la început, sunt în procedura unei mutări și este foarte greu să înregistrez. Promit cu mâna pe acest canal că de săptămâna, poate cealaltă, nu viitoare, canalul va fi plin de videoclipuri pentru membri, pentru tot, poate facem și live stream-uri. Încerc să fac bine ca să nu fie rău, cum zicea marele Gică Hagi. Așa că, la revedere!